nostru. Rămânem în picioare pentru citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 2. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostol și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta, citim împreună, este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Astfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are de urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău viu și lucrător. Și astăzi Te rugăm, vorbește-ne, Doamne, lucrează în noi. Doamne, operează noi prin sabia Duhului și, Doamne, adune mai aproape de Tine. Spune-mi și noi ca Eremia, întoarce-ne, Doamne, ca să ne întoarcem, căci noi de multe ori nu găsim voința să o facem. Ajută-ne, Doamne Iisuse, în numele Domnului Iisus îți mulțumim că ne-ai ascultat. Până aici cuvântul Domnului, luați loc în prezența Lui. Dragilor, biserica a studiat cartea Efeseni. Și în timp ce stăteam în zilele acestea de post și rugăciune împreună cu biserica, Duhul Domnului m-a călăuzit spre acest pasaj și mi-a spus: aș vrea să vorbești în continuare despre biserica din Efes. Și probabil că tema din dimineața aceasta este simplă, pentru că reiese din acest text, este tema iubirii. Domnul Hristos spune: întoarce-te la dragostea din tâi. Cartea Apocalipsa este o singură carte, nu mai multe. Sunt unii care cred că sunt mai multe pasaje puse împreună, a fost o singură carte adresată mai multor biserici, spre diferență de alte epistole. Și este scrisă de Ioan, cel care a fost exilat pe insula Patmos. De ce a fost exilat? Pentru că atunci când predica Evanghelia, împăratul Cezaru, atât de mânios, a fost într-o zi încât a poruncit să se pună un cazan cu ulei încins și l-au aruncat pe Ioan în cazan și el de acolo continua să predice și nu murea. Și ca să nu-l transforme într-un martir al Imperiului, a poruncit să-l scoată mânioși și să-l trimită în insula Patmos ca să uite toată lumea de el. Când a fost scrisă epistola? Undeva în anul 96. E interesant faptul că Ioan, cel care a vorbit atât de mult despre iubire, apostolul iubirii, așa cum este numit de teologi, atunci când speranța de viață era cam 50, 55, 60 de ani în Imperiul Roman, în vremurile acelea, el a trăit în jurul la 100, chiar peste 100 de ani. Pentru că iubirea întotdeauna te face tare și iubirea întotdeauna lungește zilele. Dumnezeu este dragoste. De ce cartea Efes? De ce Efesul? De ce Domnul Hristos vorbește specific? Pentru că Efesul, în timpurile biblice, era una din cele mai importante cetăți. Se spune că era undeva la 200-250 de mii de persoane. Acolo în Efes era un loc strategic, educațional, religios, economic și tot ce se întâmpla în Efes, pentru că era poarta de intrare în Asia, dacă o să vă uitați pe hartă, o să vedeți că e chiar la Mediteran acolo, tot ce se întâmpla în Efes începea să se răspândească în toată Asia. Cu alte cuvinte, era portul, ei dădeau tonul. Așa se întâmplă că Pavel, mânat de Duhul Sfânt, strategic a ajuns în Efes, în acea regiune care, cum am spus, era strategică și a fondat această biserică din Efes, care din ea s-au născut celelalte șase biserici. Asta a fost cursul, Efesul, și după aia s-au născut toate pe rând. Dar aici erau și vizați și vizitați de tot felul de oameni, cu revelații noi, de multe ori unele străine de cuvântul lui Dumnezeu. Însă ce e interesant la biserica din Efes și ce spune Domnul Hristos aici, este că după ce au slujit credincioși pentru o vreme de peste 30 de ani, s-a întâmplat ceva ciudat în biserica din Efes. A uitat dragostea din tâi. Mă întreb oare astăzi, e valabil și pentru noi?
Mă întreb, oare astăzi e valabil pentru bisericile din România? E valabil pentru tine? Că ai început cu entuziasm, ți-ai predat viața și ai făcut botezul și legământ cu Domnul și ai început în forță, pasionat, 1, 2, 3, 4, 5 ani și ușor, ușor, cum te-au început să te lovească problemele vieții, îngrijorările și ai început mintea ta să aibă alte preocupări, ușor, ușor ai început să uiți dragostea din tâi. E posibil oare să fim noi, familia Betania, una din aceste biserici, care am început și ați început în forță? Și ușor, ușor, după 30 și ceva de ani, lucrurile au început să sărăcească. Nu știu dacă te simți așa, dar de multe ori mă îngrijorează biserica de astăzi. Mă îngrijorează că sunt mulți care au început bine, dar astăzi nu mai sunt pe cale. Mă îngrijorează că sunt mulți care au început în forță, dar astăzi îți prinși preocupați de pământ mai mult decât de cer. Domnul Hristos spunea, cine nu strânge cu mine, risipește. Domnul Hristos spunea, strângeți-vă comori în cer. De ce? Pentru că aici pe pământ, mai devreme sau mai târziu, aceste comori vor rămâne aici. Vă spuneam că marele cuceritor al lumii, Alexandru Macedon, Alexandru cel Mare, cum îi spune istoria, a poruncit la moartea lui să fie cu testament, a poruncit să fie îngropat de față cu toți generalii lui, dar cu mâinile ieșite afară din groapă, ca să vadă că nimic n-a luat din lumea aceasta. El, marele cuceritor, cel mai mare strateg de război, Alexandru cel Mare. L-au îngropat, deci și mâinile lui stăteau goale în afara pământului, ca tot să vadă și să treacă, să fie o pildă. Iată că a plecat cu mâinile goale de aici. Dar, dragul meu, noi suntem chemați să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos și la plecarea noastră de pe pământ nu o să putem lua nimic. Tot ce o să putem este și sunt acele fapte care le-am făcut în dragostea lui Dumnezeu. Biserica din Efes și ceea ce Dumnezeu, Domnul Hristos îi transmite, la fel ca la celelalte șase biserici, sunt patru pași simpli. Către fiecare biserică sunt acești patru pași de adresare ai Domnului Hristos și vreau doar să-i menționez, nu mă pot ocupa de ei astăzi, dar într-o zi poate să vorbim despre ei. Primul pas este complimentul. Domnul Hristos începe să complimenteze biserica, să o încurajeze. Al doilea pas este corecția. Al treilea este consiliu sau sfătuirea. Și al patrulea este coroana sau răsplătirea. Iată că sunt acești patru pași, aceste patru, cum să spun, instrumente prin care Domnul Hristos operează în biserica din Efes. Și El începe prin a spune îngerului bisericii din Efes, care e păstorul, liderul, da? Scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Vedem de la început că Domnul Hristos se prezintă ca unul care e prezent în mijlocul bisericii Lui. El este prezent. El nu a fugit undeva și e plecat în vacanță, El merge în mijlocul celor șapte biserici. Și începe prin a spune, știu faptele tale. E tare lucru atunci când Dumnezeu spune despre tine că știe faptele tale. E una să te evaluezi tu, să zică, mă, predic bine. Alta este să evaluezi, alții să zică, bă, predica bine. Dar alta este să evaluezi de Domnul Iisus Hristos. Vezi tu, Domnul Hristos nu lasă evaluarea și vedem asta încă de la Geneza, când a făcut totul și spune Scriptura că Dumnezeu s-a auto-evaluat. El nu lasă evaluare la mâna a doua. El vine și evaluează biserica personal. El îți evaluează viața personal. Da, de multe ori noi ne evaluăm foarte superficial. Ne judecăm pe noi după intenții și pe alții după acțiuni și fapte. O, eu am vrut să fac bine, dar n-am avut timp. Dar pe altul l-a râs repede cu degetul când greșește. Știu faptele tale. Cu alte cuvinte, v-am examinat, cuvântul din limba greacă, i-am făcut o evaluare până la sânge, cum se spune în limba română, da? Au umblat în mijlocul vostru, am umblat, am văzut faptele, am văzut cuvântul de limba greacă, erga, vorbește, am văzut eforturile voastre, am văzut toate rezultatele voastre, am văzut că nu ați lăsat nimic nefăcut din ceea ce v-am dat până acum. Iisus iubește biserica, știe totul despre noi, vreau să înțelegi că avem un Dumnezeu care ne știe personal. De multe ori când ne rugăm în fața lui Dumnezeu, uităm că avem un Dumnezeu care ne știe cuvintele înainte să ne iasă de pe... Căci, Doamne, nici nu mi-ajunge cuvântul pe buze și Tu deja îmi cunoști inima. El știe. Avem un Dumnezeu care ne evaluează, avem un păstor care vine și se uită la oiță, vine să uită la biserică, nu trimite un înger să evalueze. El personal, pentru că păstorul nostru Iisus, Domnul e păstorul meu, e un păstor personal. Știu faptele tale, iată că Dumnezeu, primul lucru care le evaluează la tine nu sunt intențiile,
Nu-s predicile care le știi, nu-s versetele care le știi, nu sunt toate teoriile despre creștinism care le știi. Știu ce? Faptele tale. Poți să-mi scrii faptele tale? Știu faptele tale acolo pe calculator? Mulțumesc. Al doilea lucru, Domnul Hristos spune, știu osteneala ta. Toată oboseala, tot efortul, știu că ai lucrat la maxim, cu motoarele la maxim, știu că ai muncit din greu, ai plătit prețul, cunosc osteneala ta în câmpul Evangheliei, cunosc efortul care l-ai petrecut cu copiii, cunosc faptul că ai stat poate sub într-o familie care a fost dezbinată și într-o familie care nu te-a apreciat, dar știu că ai stat acolo, știu că ai plătit prețul, știu că ți-ai dat toate silințele, El cunoaște. Știu răbdarea ta. Cuvântul răbdare în limba greacă are mai multe sensuri, dar cu alte cuvinte Domnul Hristos spune, știu că ți-ai păstrat poziția, indiferent ce valuri au venit, indiferent că ai fost de lovit, indiferent când au venit îngrijorările, când au venit lipsurile, când au venit necredința, când au venit peste tine dezamăgirea, tu ți-ai păstrat poziția. Exact ca și cum ai menține un teritoriu, este un termen folosit în armata grecească acolo și romană. Știu că ai pus piciorul și nu te-ai dat înapoi. Nu contează câte valuri au venit, nu contează cum te-au împins, nu contează cum te-au jignit, nu contează prin ce ai trecut. Tu ți-ai păstrat poziția. Nu doar că ți-ai păstrat faptele, știu osteneala, dar știu răbdarea. Cu alte cuvinte, ce spune Domnul Hristos aici, ai rezistat atacurilor vrășmașe, n-ai renunțat la credință, ai perseverat, ai avut durabilitate. Câți vă doriți să aveți durabilitate în credință? Să ajungeți, mi-aduc aminte de un frate, nu știu, avea 80 și ceva de ani, pe acolo, era în Londra și lucra. Și m-am uitat la el și am zis, tată, bunule, încă lucri la vârsta asta și sunt plin de suc și verde, nu mă las. M-am uitat la el și am zis, Doamne, dă-mi și mie puterea lui. Eu zic, aveam atunci 45, zic, am 45 și sunt obosit. Ăsta la 82 de ani aleargă ca un vultur. De ce? Pentru că el avea un Dumnezeu care îl întărea, el credea ce spune Scriptura. Dragul meu, avea durabilitate. Scriptura spune aici, ai avut durabilitate, ți-ai păstrat credința, ai ținut, ai perseverat, nu ți-ai plecat genunchiul, nu te-ai mișcat din postul în care te-am pus. Tu, cu alte cuvinte, ai avut răbdare, ai perseverat. Ai menținut puritatea doctrinei. Ați fost un exemplu. Mai spune Domnul Hristos aici, știu că nu suferiți pe cei care au venit și au prezentat ca și cum ar fi apostol, dar spune Scriptura, i-ați pus la test și au dat cu minus. Și eu sunt convins că și voi, ca Biserică Betania, de multe ori ați avut în față oameni care au vorbit, care au predicat, care pretindeau a fi ceva, dar i-ați pus la test. Și Domnul Hristos apreciază punerea la test. El ne cheamă, testați duhurile în vremurile din urmă, testează doctrinele, testează învățătura. Uită-te la roadă! Uită-te la roadă, pentru că la cuvinte poate să fie vârf omul. Dar uită-te la roada vieții lui, uită-te la familia lui, uită-te la copiii lui. Uită-te la roadă! Știu că nu suferiți pe cei răi și destructivi. Apostoli, i-ați testat și au căzut testul, i-ați găsit mincinoși, spune Hristos. Cu alte cuvinte, și voi la rândul vostru ați evaluat pe alții, v-ați făcut treaba. Îmi place de acești lideri din Efes. Cuvântul acolo în original, i-ați testat, i-ați evaluat, spune că v-ați uitat la el, i-ați examinat de la cap la cap. Din prima pagină până în ultima pagină v-ați luat timp și v-ați rugat ca să vă dau revelație și i-ați examinat în prisma cuvântului lui Dumnezeu și a roadelor. Cu alte cuvinte, n-ați făcut-o ușuratic, lasă-l tăi să meargă că vorbește bine. I-ați găsit mincinoși. Și mai spune Domnul Hristos acolo, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Unii sunt astăzi aici care n-au obosit, alții au obosit. Dar să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi să nu ne bizuim pe acest vas de lut, ci pe puterea Lui care lucrează în noi, amin? Scriptura spune clar despre Avram că nu s-a uitat la trupul lui de aproape 100 de ani, nici la Sara. Zice că ea prin credință a primit putere să zămislească. Atunci când te uiți la tine, devii obosit. Încerci să-ți vezi toate minusurile, dar când te uiți la Hristos, prinzi puteri. Vezi după ce Domnul îi complimentează și le spune, îți știu faptele tale, știu osteneala, știu răbdarea, ai avut durabilitate, știu că ai suferit, ați examinat pe acești apostoli falși, nu suferiți învățătura nicolaiților.
de care astăzi nu avem timp să ne ocupăm, dar așa într-o fază simplă, nicolaiții erau o sectă care duceau copiii lui Dumnezeu înspre jertfele idolilor și amestecau hedonismul cu creștinismul, adică e ok să trăiești o viață de păcat, că Dumnezeu oricum a murit pentru păcate. Și Domnul Hristos spune, nu-i urăsc pe ei, dar urăsc faptele lor. La fel spune despre Izabela, nu spune o urăsc pe Izabela, urăsc faptele ei. De ce? Pentru că sunt o piatră de potignire pentru copiii mei, că întorc inima lor de la Dumnezeu cel Sfânt. La ce? La păcat. După ce Domnul Hristos îi complimentează, vine și cu corecția. Vă aduceți aminte al doilea instrument. Primul a fost complimentul. Vreau să te întreb, tu practici această metodă? Sau când te duci acasă, te uiți la el și zici, iar ai făcut așa. Dar n-ai putut să închizi ușa mai ușor, că mă dor urechile. Nu l-ai complimentat. Sau invers. Apoi Domnul vine cu corecția la ce? La miopia lor spirituală. În ciuda tuturor acestor complimente extraordinare, adică să-mi spună mie, Domnul, așa cred că a zburat deja. Și totuși Domnul zice, ca să nu zbor, stai să spun și să-ți verifici un pic miopia. Ai văzut când mergi la doctor, eu merg de mult la control la ochi și de câte ori mă duc, doctorul mă trece prin aceleași lucruri, tot spun că nu mi s-a schimbat dioptria, și ce, lasă, eu sunt doctorul, stai pe scaun. Și îmi pune, ați fost la câte, da? Îmi spune, ălea ți le verifică cu minus 1, cu plus 1, cu minus 3, cu plus 3. E, cum vezi bine scrisul, cam așa. E, Domnul Hristos încearcă să corecteze miopia lor și după această evaluare plină de complimente, Domnul Hristos e foarte direct, aproape tăios și foarte personal. Și spune, pentru sunteți o biserică care iubiți adevărul. Ați stat pentru adevăr, ați luptat pentru adevăr. Dar totuși, ce am împotriva voastră este că ați uitat ceva. Dragostea dintâi. Ce înseamnă asta? Cum adică au părăsit dragostea dintâi? La ce se referea Domnul Iisus Hristos când face această declarație, această remarcă la biserica din Efes? Cu atâtea complimente, cu atâtea lucruri la centură, totuși vă lipsește ceva. Stau să mă întreb, oare este și situația noastră astăzi? Am stat să mă cercetez și zilele astea când am fost aici în rugăciune împreună cu biserica, miercuri, joi, vineri, Duhul Sfânt m-a cercetat profund cu acest cuvânt. Și bineînțeles că în primul rând e pentru mine. Te rog astăzi, nu cădea în ispita să zici, știu la cine îi se potrivește predica lui Sani. Spune înaintea Domnului și mărturisește, Doamne, cuvântul e pentru mine. Ce înseamnă asta? Ai părăsit dragostea dintâi. La ce se referă Domnul Iisus? Vă aduceți aminte atunci când ne-am întors la Dumnezeu? Nu știu voi cum ați fost, dar mi-aduc aminte când eu am fost. Nu mai îmi trebuia mâncare, nu mai îmi trebuia apă. Tot ce vroia era să fiu la biserică, vroiam să stau pe lângă credincioși, pe lângă copiii Domnului. Inima mea era înflăcărată de o viziune a eternității care îmi oferea ce nu putea oferi pământul și lumea aceasta. Mi-aduc aminte, eram absolut captivat, eram gata să sacrific orice, nu mă mai interesa prețul. Vreau să stau în rugăciune, nopți stăteam la biserică și ne rugam, eram efectiv în dragostea dintâi. Dar ce s-a întâmplat după această devoțiune maximă? A început să scădem nivelul de iubire. Ce s-a întâmplat cu efesenii? Ei au fost prinși într-o tot acest sistem bisericesc care nu-i rău în sine. Avem nevoie de un program, avem nevoie de o agendă, este biblic, avem nevoie de o rânduială în biserică. Dar se pare că Domnul Hristos le spune, ați rămas doar cu o rânduială. Ați pierdut esența. Nu știu dacă, cum să zic, nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt foarte... pretențios la parfum. Îmi plac parfumurile, dar îmi plac parfumurile tari. Și mie, dacă mă dau o dată cu parfumul și peste 20 de minute nu mai miroase nimica, pentru mine e o frustrare. Știi ce zic? Ăștia au pierdut esența. N-au pus esență. Eu nu vreau să fim o biserică din aia care, când cineva vine aici în prezența noastră și iese, eu eram efectiv impactat o săptămână, nu puteam lua mintea de la biserică. Tot ce-mi doream era să vină miercuri, să merg la rugăciune. Tot ce-mi doream, făceam orice numai să ajung. Tot ce-mi doream era să vină duminică, să mă duc la adunare. Eram efectiv captivat de prezența lui Dumnezeu. Dar ușor, ușor,
cum au trecut anii, au început încercările, am început să ne elevăm la nivel intelectual, am început să folosim metode care nu sunt biblice, am început ușor să ne lăsăm duși de val, am devenit atât de ocupați, preocupați de aparențe. Vreau să întrebi și tu acolo. Spunea un predicator în lacrimi, zice, toți vor costumele scumpe și hainele scumpe ale acestei lumi, nimeni nu mai vrea mantaua transpirată a lui Ilie prorocul. Ești și tu preocupat de aparențe? Să fii vizibil, să fii băgat în seamă? Ai uitat că esența este dragostea lui Dumnezeu. Dragul meu, ce m-a atras pe mine la Dumnezeu a fost dragostea lui. Eu am luat bătaie multă, mai multă decât vă pot spune înainte să mă întorc la Dumnezeu. Și credeți-mă, bătaia și violența pe mine nu m-a transformat cu nimic. Dar când m-a atins dragostea lui Dumnezeu, am căzut în genunchi pe o stradă în Craiova și am început să strig către ceruri. Iartă-mă, Doamne, din ceruri, căci am adunat toți sfinții la inima mea, numai pe Fiul Tău, Iisus Hristos, nu l-am și doar în El e viață veșnică. Mă întorc la Tine. Și trecea lumea și se uita la mine pe stradă și nu știau de ce plâng și plângeam și învărsam acolo păcatele și mărturiseam înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea Lui topește totul. Când dragostea Lui te atinge, tu nu mai stai pe telefon în biserică. Când dragostea Lui te atinge, ești conectat la cuvânt. Când dragostea Lui te atinge, vrei să vii, nu trebuie să spună cineva, hai! Când dragostea Lui te atinge, e prezentă. Vrei să stai acolo, nu mai vrei să pleci acasă. Spuneau cineva, Sănică, vrei iară să stai să închizi biserica? Eu nu mai vreau să plec acasă, îmi plăcea acolo. Era prezența Domnului, acolo era comunitatea, acolo erau frații, surorile, copiii Domnului. Îmi plăcea să stau cu ei. În sfârșit trecusem din întuneric la lumină. Dar se pare că unii ne-am obișnuit prea mult cu această lumină. Și cum spunea un alt autor, lumea moare în întuneric și biserica doarme în lumină. Sper să nu fii și tu unul din aceștia. Și să nu fiu și eu unul din aceștia. Îi corectează Domnul și ne corectează astăzi și pe noi. Ați părăsit acea uimire, cuvântul original este când v-ați întors la mine, ați fost efectiv uimiți, entuziasmați, captivați, erați trăiați într-o uimire permanentă și ușor, ușor ați părăsit uimirea pentru că v-ați luat ochii de mielul lui Dumnezeu și ați început să vă uitați și să iubiți lucrurile de pe pământ. Atunci eu eram prioritatea voastră. Atunci, în începutul acelei relații, eu eram totul pentru voi. Însă acum aveți doar un sistem bine pus la punct. Și ați pierdut ce era mai important, esența, dragostea. Domnul Hristos nu se oprește la a-i corecta. I-a complimentat, i-a corectat, merge la următorul pas și Domnul Hristos le dă sfat, sfătuire, consiliere. Pentru că scopul Domnului Hristos, când ne evaluează, nu-i să ne arunce în iad, ci să ne ajute să ne îndreptăm căile, amin? Spunea Domnul Hristos la Ierusalim în lacrimi, o Ierusalime, o Ierusalime, de câte ori am vrut să te adun sub aripile mele, dar n-ai vrut să mă asculți. Dragul meu, aș vrea ca în dimineața asta să cred că toți de aici auzim cuvântul lui Dumnezeu și nu suntem surzi spirituali. Ascultă-mă, Dumnezeu e foarte bun. David îl numește Dumnezeul meu prea bun. De câte ori zice, am un Dumnezeu prea bun. Sfatul Domnului Iisus e simplu. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut. Dar nu rămâne acolo. Degeaba doar ți-aduce aminte și îți pare rău. Băi, ce rău îmi pare, ce rău îmi pare. Știu pe unul în Biblie care a avut regrete. A avut regrete, a început să plângă de regret. Se numea Iuda. Dar regretul a dus în ștreang pentru că Iuda n-a făcut următorul pas, să se pocăiască. Dar ce este pocăința? Ce nu este ea și cum trebuie făcută? Am mai vorbit despre acest lucru, pocăința nu e doar un sentiment, pocăința nu e doar o părere de rău, pocăința, când Domnul Hristos vorbește de pocăință, vorbește exact de ce Scriptura vorbește, despre cele două concepte, unul din limba greacă, metanoia, schimbarea minții, schimbarea gândirii și cel din limba ebraică, da, întoarcerea de la căile voastre la Dumnezeu. Deci pocăința, într-o frază, este schimbarea minții și întoarcerea de la căile mele la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, oameni buni, drumul pe care ați luat-o nu-i bun. Ați început bine și vreți să terminați prost? Vestea bună e că biserica din Efes a pocăit și a recăpătat vitalitatea
Și pentru încă câteva sute de ani a fost sare și lumină în Asia. Acum, întrebarea e dacă noi o să ne pocăim. Probabil vă uitați la mine unii dintre voi și spuneți, Doamne feri, ce are predicatorul azi, crede că am părăsit dragostea din tine. Eu îl iubesc pe Domnul. Haideți să urmărim, îl chem pe Joshi pentru un moment, să-L urmărim pe Dumnezeu în ceea ce spune, întoarce-te la faptele din tâi. Dar care sunt câteva semne care arată că ți s-a răcit dragostea din tâi? Și dacă le identifici în timpul în care eu o să le citesc, spune-i Domnului, Doamne, îmi pare rău. Eu mi-am notat câteva semne care indică că Tu te-ai răcit și Tu ți-ai uitat dragostea din tâi. Că așa, dacă stai pe scaun, zici, nu, eu nu-i vorba despre mine și sunt sigur că absolut toți a spus, săracul Sani, e pentru el predică astăzi. Nu-i despre mine. Un semn că ți-ai părăsit dragostea din tâi este acesta. Îți găsești mai multă plăcere în lucrurile pământului decât în Dumnezeu. Ne oprim un pic aici. Oare ești și tu unul din acei oameni care a început bine acum 30 de ani în familia Betania, dar acum deja parcă gândul tău stai în bancă și zici, Doamne, când termină asta, că mă duc la țară să-mi sap pământul, mă duc să-mi pun grădina, mă duc să-mi curăț via, mă duc să-mi pregătesc. Ai început să-ți găsești plăcere în lucrurile acestui pământ mai mult decât în Domnul? Dragul meu, crede-mă, știu că a fost așa și la tine. Dar eu când m-am întors la Dumnezeu, nu mai îmi trebuia nimic. Îl vroiam doar pe Hristos, nimic mai mult. Un alt semn că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Sufletul tău nu mai tânjește după prezența Lui. Nu mai vrea timp în cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, fugi de prezența lui Dumnezeu. Ai început să fii un fugitiv ca și Iona. Altădată abia așteptai să înceapă biserica. Veneai cu jumătate de oră înainte și te întreba păstorul, dar ce-i baiu? Am venit că îmi place la casa Domnului. Îmi place să stau în prezența Domnului cu frații, cu surorile. Îmi place să povestesc despre lumea care are să vină. Îmi place să povestesc despre eternitate, despre ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Căci acest pământ oricum trece și va arde în foc. Ești și tu printre cei care nu mai tânjește după prezența lui Dumnezeu? Al treilea indiciu că ți-ai părăsit dragostea întâi de ei. Nu mai pui voia lui Dumnezeu pe primul loc. Acum ce e important e planul tău, e agenda ta, e ce-ți dorești tu, e ce vrei tu și zici, după ce îmi fac eu casă și masă și copii și mașină și o să mă întorc eu și o să lucrez și pentru Domnul. Doamne, iartă-ne! Căci Domnul Hristos a spus, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, Doamne. Și de multe ori în rugăciunile noastre ne rugăm să se facă voia noastră, iartă-ne! Un alt indiciu că ți-ai părăsit dragostea din tâi, când ai momente de respiro, nu te mai gândești la El. Știi cum îți dai cel mai ușor seama că nu mai ești îndrăgostit de Dumnezeu, că nu mai ești în dragostea, în focul ăla din tâi? Când ai un moment pauză, imediat mintea ta ți se duce la lucrurile care le iubești. Și dacă ăla nu-i Hristos, ăla e un indiciu că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Ce faci când ești relaxat? Intri și dai. Degețelul săracul îl doare. Și dai, și dai, și dai, și după jumătate de oră îți dai seama ce gol sunt. Hai să mai dau jumătate de oră. Mai dau scroll încă jumătate, mai după o oră ce gol sunt. Nu vreau să condamn pe nimeni, că nu-i de condamnat, doar vreau să reflectăm și să vă dau niște întrebări care mi le-am pus serios și mie. Lucrurile la care te gândești când ești în relaxare arată cu adevărat unde este inima ta, că și Scriptura spune, unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Un alt lucru care îți arată că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu te mai dăruiești în slujirea altora cu bucurie. Și dacă o faci, o faci din obligație. Păi mi-au zis Tibi să vin la biserică, nu, vin și eu, că ce să facă, știi cum e, că na, să bifez odată la 2-3 săptămâni, că dă bine la imagine. Dragul meu, când ești îndrăgostit de Dumnezeu, când El este prioritatea vieții tale, lucrurile nu le faci din obligație, le faci din dragoste. Și nu te dăruiești doar Lui, dar te dăruiești și altora. Vrei să slujești pe alții. Dacă în inima ta și în mintea ta și în gura ta nu mai există întrebarea, frate păstor, cu ce pot să slujesc săptămâna asta, înseamnă că ți-ai uitat dragostea din tâi. Un alt
aspect. Nu mai ai respect pentru alți creștini. Începi să-ți permiți să vorbești ușor de oameni. Ca și cum ei cunoaște viața și bătălia, dar e o vorbă veche din bătrâni. Nu judeca pe altul până nu mergi un kilometru în papucii lui. Un alt indiciu este că încerci să găsești aprobarea lumii, să fii validat de oameni, în loc să cauți validarea Domnului. Te îmbraci pentru oameni, alergi pentru oameni, zâmbești pentru oameni, totul e despre oameni. Vrei să primești validarea lumii acestea. Tu nu mai vrei să primești validarea lui Dumnezeu. Domnul Hristos stătea acolo și la ieșirea din apă s-a auzit o voce: acesta este Fiul meu prea iubit, în care eu îmi găsesc toată plăcerea. Primi validarea Tatălui Ceresc și a fost de ajuns. Un alt indiciu: găsești poruncile lui Dumnezeu restrictive la fericirea ta. În loc să vezi în ele expresia iubirii lui. Îmi spunea cineva: dar ce? Ar vrea Dumnezeu să sufăr? Dumnezeu nu vrea să sufăr. Dumnezeu vrea să fiu fericit, vrea să fiu fericit. Dragul meu, teoria aristoteliană sau epitaful lui Aristotel era că în viață cea mai mare virtute este fericirea. În Scriptură așa ceva nu spune. Cea mai mare fericire a noastră ce spune? Plăcerea mea e să păzesc legea Domnului și în fiecare zi să stau și să văd fața Lui. Cu alte cuvinte, cea mai mare fericire a noastră sau indicatorul care îți spune că ți-ai părăsit dragostea din tâi, nu mai vrei să fii ca El, pentru că noi suntem predestinați să fim asemenea chipului Fiului Său. Găsești poruncile Domnului restrictive? Eu nu vreau să vin la biserică că mă rest. Vreau să te întreb, când mergi pe autostradă, ai văzut că sunt niște linii? Când mergi pe străzi, cum ți se pare restrictive? Ce ar însemna să n-avem liniile acele albe? Știi ce ar însemna? Oameni morți. Atunci când nu respectăm hotărârile lui Dumnezeu, știi ce avem? Creștini morți. Dar El te cheamă la viață astăzi. Un alt indiciu, mai am două, care eu mi le-am notat, sunt mult mai multe, dar mi-am notat doar câteva. Nu-ți pasă dacă ofensezi pe alții și rămâi fixat în ceea ce tu crezi că e drept și bine. Nu-ți pasă, dar nu-mi pasă, dar nu-mi pasă. Ce dacă sunt o pricină de potgâne, dar nu-mi pasă. Asta e ce e drept, asta ce cred eu și dacă toți nu se dau după ce cred eu, ești fixat pe ideile tale, ba mai mult refuz să ierți pe cei care te ofensează. Vezi, refuzul de a ierta pe cineva este un indiciu că ți-ai părăsit dragostea din tâi, pentru că atunci când ai venit la Hristos, El ți-a iertat toată dat-o. Iertați-vă, cum v-a iertat Hristos pe voi? Întrebarea e, cum te-a iertat Hristos pe tine? Te-a iertat pe segmente? Sau când ai zis: Doamne, iartă-mă, n-am cu ce plăti păcatul meu. El a zis: eu am plătit pentru tine. Intră și tu în bucuria stăpânului tău. Și un ultim indiciu este că te complaci în situații păcătoase și refuzi invitația de a te pocăi. Pentru că tu zici: mai am vreme, mai am timp. Dragul meu, diavolul e tatăl amânărilor, pe lângă că e tatăl minciunilor. Și timp, nu știi dacă mai ai, pentru că nimeni nu-ți poate garanta că mâine ne vom vedea din nou. Nimeni nu poate garanta de aici și poate să-mi dea în scris Sani Tran că ne vedem duminica viitoare. Ne dorim să ne vedem. Cum a zis păstorul Tibi, cu voia lui Dumnezeu, cu ajutorul lui ne vom vedea. Dar nu avem o siguranță. Pentru că zilele noastre sunt scrise în cartea lui. De aceea, un alt indiciu că ți-ai pierdut dragostea din tâi este că te complaci în situații păcătoase. Frate, dar eu n-am păcătuit. Nu, dar n-ai iertat și ăla-i tot păcat. Frate, dar eu n-am păcătuit, nu m-am dus să curvez. Nu, dar nu ai credință și necredința e tot păcat. Pentru că atunci când nu-L crezi pe Dumnezeu, îl faci mincinos, spune Scriptura, pe Dumnezeu. Frate, dar eu nu sunt din ăla de păcătuiești așa prea vizibil, prea păcate mare. Am mai făcut și eu câte unul din alea micuți așa. Adică am un ochi așa mai critic, judec așa din când în când, că Domnul m-a pus să critic, știi, eu sunt cu darul ăsta al criticii, constructive. Și Domnul Hristos zice, dacă ochiul tău e rău, dacă obiceiul tău e rău, scoate-l și aruncă-l. Crede-mă, pe nimeni nu ajută critica constructivă. Biblia spune că adevărul ne face liberi, nu critica. Întrebarea este, după toate aceste întrebări, ce avem de făcut? Știm, pocăiește-te. Întrebarea este, cum putem face acest lucru?
Am doar trei pași. Credeți că puteți ține minte trei pași? Spune-i vecinului, doar trei are. Mai ai răbdare. După acești trei pași o să facem aplicația, după care o să ne rugăm Domnului și la sfârșit, la îndemnul păstorului Tibi, o să avem și rugăciune pentru bolnavi astăzi și pentru cei care vor să-și predea viața lui Hristos. Vă anunț de acum ca să știți, dar deocamdată rămânem la cum recăpătăm dragostea din tâi. Eu vreau să te întreb, dacă focul s-a răcit în sobă, ce faci? Te rogi? Pui lemne. Amin. Deci, cu alte cuvinte, focul nu se aprinde singur, nu? Implică un efort. Implică un efort. Trebuie să te ridici de pe scaunul ăla în care te dai și să te duci să mai pui încă un leț să se aprindă din nou. Sunt trei pași care eu am găsit și care pe mine mă ajută mereu să recapăt dragostea din tâi. Că vestea bună este că ne putem întoarce la dragostea din tâi. Amin? Ne putem întoarce la început. Domnul Hristos, putem avea un început zilnic. El este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Primul pas se numește cuvânt. Cuvântul. Spuneți împreună cu mine cuvântul. Mi-aduc aminte că în zilele ulterioare convertirii mele la Hristos, am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și să-l consum cu nesaț. Îmi spunea mama, mai lasă-le mă, cât vrei să citești? Zic, mi-e foame, lasă-mă să citesc, vreau să citesc cuvântul, să înțeleg ce vrea Dumnezeu de la mine. Domnul Hristos spunea în Ioan capitolul 15, cine rămâne în mine și în cine rămân cuvintele mele, va aduce roadă. Iată că, cu alte cuvinte, nu poți să aduci roadă tu de la tine însuți. Firea noastră pământească nu-i capabilă să producă roadă, nu-i capabilă să producă neprihănire. Firea noastră pământească e capabilă să producă nervi, colesterol și mătreață, cam atât. Dar nu neprihănire, nu roada lui Dumnezeu. De ce ai nevoie ca să produci roada lui Dumnezeu? Într-un cuvânt. Cu? Împreună. Împreună și cei de sus. Cuvântul. Dragul meu, e ușor. Dacă vrei să-ți recapezi dragostea din tâi, apropie-te de cuvântul lui Dumnezeu. Nu există zi în care să citesc din această carte, care e vie și lucrătoare, să nu mă cerceteze Domnul și să mă duc în pocăință, să mă duc în adorare și să plec plin din nou de pasiune pentru El. Nu există zi. Cuvântul care odată mi-a schimbat viața are putere să o facă și acum. Dar frate, dar la mine a trecut mult de când n-am mai simțit fiorul ăla, pasiunea aia. Nu contează cât a trecut. Astăzi, ia o decizie să te întorci la cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Spune-i vecinului, întoarce-te la cuvântul Domnului. Lasă profeții. Lasă profeții, lasă numerele de telefon, întoarce-te, lasă speculațiile pe internet financiare, întoarce-te la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă generația noastră are nevoie de ceva, este să ne întoarcem și să onorăm din nou acest cuvânt veșnic. Căci Domnul Hristos a spus-o cu gura Lui, e mai ușor să treacă cerul și pământul decât să se fărâme o iotă din cuvântul meu. Suntem responsabili pentru acest cuvânt. Odată vorbeam cu unul din frații mei și am găsit o Biblie a familiei și la un moment dat zice, mai bine ia-o tu, că dacă o citesc trebuie să o împlinesc. Fratele meu care nu-i întors la Dumnezeu, a înțeles responsabilitatea. Dacă o citesc, mă face responsabil. Al doilea lucru, al doilea pas în recăpătarea iubirii este închinarea. O viață de mulțumire, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Când ne-am pocăit, adevărul e că iubeam prezența Lui atât de mult că nu vreau să mă duc acasă. Și știi ce am observat? Că prezența Lui nu era doar acolo la biserică, ci puteam să o iau acasă, dar când mă duceam în comunitatea creștină se multiplica, pentru că Dumnezeu iubește biserica Lui, amin? Vreau să te întreb, ai tu o viață de mulțumire sau o viață de cârcotire? Ai o viață de laudă sau o viață în care tot timpul te plângi? Ai o viață de închinare la adresa lui Dumnezeu, de adorare, îi mulțumești pentru ce ți-a dat și ce nu ți-a dat, pentru rugăciuni care ți le-a răspuns și care nu ți le-a răspuns, sau tot timpul vii și ești posumflat, stai cu mâinile așa, amesteci gumă, vii la biserică ca un castravete murat. Dragul meu, te întreb, ai o viață de închinare, de rugăciune? Fă din nou prioritatea asta, stai în prezența Lui. Îmi place de Avram, de care o să vorbim în următoarele săptămâni, când eu o să fiu aici. El avea o viață în care mereu pe unde trecea zidea altare de închinare, de laudă, de mulțumire. Zidește o altare în încercările tale,
Zidește o altare acolo pe unde treci. Zidește o altare în plictiseala ta. Zidește o altare în rutina ta. Zidește o altare când nu vezi orizontul. Zidește tu altare de mulțumire. Doamne, te voi urma chiar dacă nu văd și nu știu ce se va întâmpla cu mine. Ridic mâinile și te laud și te slăvesc. Prefer să stai așa, supărat, ca ariciu. Nu știu ce te-a supărat. O să vin să te iau în brațe la sfârșit, să văd ce-i cu tine. De multe ori mă uit la ei, zâmbesc afară. Când intră, dragilor, n-are nimeni nimic cu voi. Domnul vă iubește, aici sunteți iubiți. În familia Betania sunteți primiți. Dan confirmă că aici e o familie, aleluia, familia Domnului Hristos. Sunteți iubiți, eu o confirm. Că m-ați primit aici în familia dumneavoastră cu soția mea. Lăudați să fie Domnul, nu-ți vrea nimeni rău. Poți să mai zâmbești din când în când. Să transmiți viața lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte când m-a întâlnit Adina, eram studentul ăla la teologie tipic, foarte serios, cu Biblia în mână toată ziua și cu cărțile după mine. Și nu zâmbeam niciodată. Și odată a venit și m-a întrebat, nu știu dacă și-a ce aminte. Măi omule, ce ți-a făcut toată lumea asta? Te crezi singur împotriva tuturor? Și atunci m-am trezit. De ce nu zâmbești niciodată? Și m-am dus și am citit în Biblie și am văzut că roada Duhului Sfânt e mulțumirea și bucuria. Și m-am dus la oglindă, vă spun sincer, și am zis, măi, chiar așa sunt, mă, toată lumea mă vede așa. Într-adevăr, m-am uitat la mine, zic, te uiți că am încruntat, Sani Trancă. Nu transmiți eternitatea și bucuria lui Dumnezeu. Și din ziua aia am luat decizia să zâmbesc mai mult, să fiu mai mulțumitor, să fac altare de închinare și de mulțumire peste tot pe unde trec prin viață. Dragul meu, ecuația vieții tale nu o să fie perfectă și ideală niciodată. Dar mulțumesc Dumnezeu de acolo de unde ești. Mulțumește-i din lipsă, mulțumește-i din frică, mulțumește-i din dezamăgire, mulțumește-i din depresie, mulțumește-i pentru că El este în mijlocul laudelor copiilor Lui. O, frate Sani, vreau prezența. Și ce faci cu privire la asta? Nimic, nu mă stau. Unul lenos, altul loșon. Nu mă stau. Cu loșon și cu lenos nu vine prezența. Suntem chemați, credința cere acțiune, amin? Vrei să ardă focul din nou în sobă, trebuie să te ridici, să tai lemne, să pui lemne pe foc. Implică un efort din partea ta, nu-i treaba păstorului. Pune mâna pe tine și zi, treaba mea să aprind focul. N-ați pus mâna. Vedeți că eu mă uit, Aline. E treaba mea. Eu când mi-am dat seama că e treaba mea să zâmbesc, eu dădeam vina pe lume, păi lumea nu mă face să zâmbesc. Lumea nu-mi dă motive de bucurie, lumea nu-mi dă. Dar Domnul m-a întrebat, dar eu nu-ți dau? O, Doamne, Tu-mi dai și atunci de ce nu faci? Fă din fiecare moment al vieții tale un altar de laudă, am învățat. Atunci când sunt în stres, în bucurie, în dezamăgire, în boală, tot timpul mă opresc și ca Avram îmi ridic mâinile spre cer și zic, Doamne, îți mulțumesc că Tu le știi pe toate. Tu poți totul și nimic nu stă împotriva planurilor Tale. Primul pas a fost cuvântul, al doilea, închinarea, da, lauda, mulțumirea. E, al treilea este mărturia. Când m-am întors la Dumnezeu, nu numai că aveam o foame exacerbată după cuvântul lui Dumnezeu. Vroiam să știu ce îmi spune Domnul la prima mână, nu ce îmi spune prin alții. La prima mână. Doi, aveam o dorință să mă închin și simțeam nevoia să stau în prezența lui Dumnezeu pentru că mă simțeam vindecat. Simțeam prezența Lui tangibilă. E, al treilea lucru care l-aveam, nu puteam să stau fără să mărturisesc de Domnul Hristos. Trebuia cu toți cu care mă întâlneam să le spun povestea vieții mele și ca acel îndrăcit din Gadara. Îi spune Domnul Hristos, du-te și povestește ce ți-a făcut Dumnezeu. Vreau să te întreb, mai povestești tu ce ți-a făcut Dumnezeu sau a fost prea departe? Dumnezeu a făcut multe și de atunci încoace. Amin? Dumnezeu nu s-a oprit la actul mântuirii. Dumnezeu continuă să ne binecuvânteze. Dragul meu, care e răspunsul care poți să-l primești când spui la cineva de Hristos? Unu, da, sună bine. Aș vrea să știu mai mult. Ok, spui mai mult, nu pierzi nimic. Un alt răspuns este, știi ce, aș vrea să vin odată cu tine la biserică. Și un al treilea răspuns ar fi, despre aceste lucruri vom vorbi altă dată. Dar în niciun caz nu pierzi. Tu ești chemat să fii un mărturisitor credibil. Amin? Și nu trebuie să predici la fel de bine ca pastorul Tibi. La fel de bine trebuie să povestești ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Era un orb în Scripturi care a început să vadă după ce Hristos l-a atins și a zis, eu un lucru singur știu, un singur lucru știu. Am fost orb și acum
Am fost orb. Îmi spunea cineva, de ce m-aș întoarce la Hristos? Mă întreba la saună un bărbat. Și am spus, omule, tu ești fericit cu viața ta? Tu ai sens în viața ta? Știi unde te îndrepți? Păi, hai să spun ce mi-a dat Dumnezeu mie. Atunci când m-am întors la Hristos cu toată inima mea, m-a dezlegat de teroare, m-a dezlegat de lanțuri, mi-a dat pace, mi-a dat un viitor și o nădejde, mi-a dat semnificație, fiecare zi contează și mă bucur de ea și știu că am o destinație extraordinară. Tu, ce destinație ai? Păi asta e treaba, că mă simt singur pe lume și nu știu în ce parte merg. Nici de unde vin și nici unde merg. Zic eu, îți spun că știu și de unde vin și unde merg. Cuvânt, închinare, mărturie. Le poți scrie? Te rog frumos. Atunci când suntem preocupați, prea preocupați de noi înșine, de lumea aceasta, devenim extenuați și nu ne mai pasă de cer. E o viață mizerabilă când părăsești dragostea din tâi. Te uiți la el și îl vezi ca gheața. Îl iei în brațe. Odată era un tânăr care era ca gheață în fața mea și la sfârșit m-am dus să-l îmbrățesc și s-a retras înapoi și a zis, nu te atinge de mine că miros. Zic, și eu miros. Da, dar mie îmi miroase și gura, și mie. Da, dar eu transpir și eu. Da, dar eu nu merit, nici eu. Da, dar eu nu merit, nici eu. Și l-am luat și l-am strâns în brațe și am zis, Hristos a murit și pentru tine. Și nu se uită la culoarea ta, nu se uită la hainele tale, nu se uită la felul cum miroși. El a murit și pentru tine pentru că te iubește. Cuvânt, închinare, mărturie. Și ca să ține minte, așa m-am gândit eu, oare cum aș putea să-i spun într-un singur cuvânt? Aș lua-o de la capăt înspre început. M, mi-l scrii? M. Doar o literă am nevoie, M. I. C. Ca să ținem minte, cum ne întoarcem la dragostea din tâi? Trebuie să ne facem din nou? Spune Domnul prin Samuel lui Saul, când ai fost mic în ochii tăi, nu te-a ridicat Domnul? Și acum că ai ajuns mare, ai uitat de El. Atenție, asta nu se va întâmpla doar în urma unei rugăciuni. Ne putem ruga în dimineața asta pentru tine, dar dacă tu nu depui un efort, nu treci la treabă să te faci mic, cuvânt, închinare și mărturie, doar atunci se va prinde din nou flacăra iubirii în tine pentru Hristos. Nu înseamnă că ți-ai pierdut mântuirea dacă nu mai ai dragostea din tâi, dar ce înseamnă e că îți pierzi capacitatea de a fi o mărturie. Îți voi lua sfeșnicul. Am auzit o poveste de mult despre Jocurile Olimpice din Atena, vorbim de 2-3 mii de ani în urmă. Ei aveau o cursă la Jocurile astea Olimpice care a fost unică și câștigătorul nu era alergătorul care termina primul. Știți că ei aveau mai multe etape, decatlonul și așa mai departe, alergai, săreai peste garduri, inventaserei acolo niște... Dar câștigătorul la cursa asta era ceva deosebit cu ea. Nu câștiga cel care termina primul, atenție, ci câștiga cel care ajungea cu torța aprinsă la sfârșit. Eu vreau să te întreb, torța ta mai e aprinsă? Mai ai ulei în candelă? Pentru că dacă nu, astăzi este timpul să ne întoarcem la el. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus a răspuns în Matei 22, 36 cu 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprind toată legea și prorocii. Aș vrea să fac o chemare, să ne ridicăm în picioare, dragilor. Lasă-mi cuvântul mic acolo.
Vreau să te cercetez pe tine însuți. Chem și echipa de laudă. În timpul acestui cântec aș vrea să-ți cercetez viața și să mergi înaintea lui Dumnezeu tu personal. Nu știu cum ești, dar pe mine m-a trăznit mesajul ăsta săptămâna asta. M-a scuturat când mi-am dat seama că putem să fim păstrătorii adevărului și voi ați fost și ați luptat pentru adevăr și vă binecuvântez pentru asta. Sunteți o biserică care aveți longevitate, durabilitate, fapte bune, lăudați să fie Domnul. Dar Domnul azi ne provoacă și pe noi, și pe voi, și pe mine să ne întoarcem la dragostea din tâi, la faptele din tâi, să aprindem din nou focul în cuvânt, în închinare și în mărturisire. Haideți să ne cercetăm și apoi vom cânta acest cântec. Doamne, atinge-ne din nou. Doamne, eu de tine am nevoie. Doamne, Tatăl.